Hello, dragile mele și dragii mei, din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și îngrijirea părului, că doar asta facem pe acest canal de YouTube și tare mă bucură că țineți cont de sfaturi, pentru că am de la voi o grămadă de mesaje unde îmi spuneți că s-a schimbat părul. Păi, este meritul vostru. Real este meritul vostru 100%. Nu pot să fiu decât super, super, super fericit că vedeți acest lucru și că observați îmbunătățiri la părul vostru. Nu uitați de asemenea să apăsați clopoțelul de notificări ca să fiți primii care primesc toată această informație. Astăzi suntem la rubrica Mitul Lunii și o să discutăm despre oare e bine să mă spăl înainte să mă vopsesc sau nu. Mitul general este cumva că e bine să nu te speli pe cap când te vopsești, este parțial adevărat. Și o să vreau să facem așa curățenie, știți că mie îmi place cu curățenia, vreau să facem un pic de curățenie ca să înțelegeți ce și cum. Glandele seboree secretă sebum, sebumul se distribuie atât pe firul de păr cât și la nivelul pielii capului. Rolul lui este pe de o parte de a lubrifica fibra capilară, pe de cealaltă parte de a menține un microclimat sănătos la nivelul pielii capului. Avem acest sebum tocmai pentru că avem nevoie și de o protecție față de mediul exterior. Bun, dacă au trecut 2 zile și ai puțin sebum acolo, este ok să te vopsești. Dacă a trecut 1 săptămână și ai mult sebum, nu este ok să te vopsești. De ce? Pentru că dacă este prea mult sebum, acest sebum va împiedica procesul corect de vopsire. Inclusiv eu recomand că atunci când te vopsești, în special când faci blonduri, da, să nu stai vreo săptămână nespălată pe cap, pentru că oricum nu contează. Real contează și nu atât de mult pentru cap, pentru pielea capului, cât pentru firul de păr. Dacă este prea încărcat și puneți produse de colorare, produsele de colorare nu vor reuși să funcționeze așa cum trebuie. Deci, rugămintea mea este să lași 1-2 zile după ce te-ai spălat pe cap înainte să îți vopsești rădăcina, dar nu mai mult, nu ai nevoie de mai mult. Da, pentru că poți îngreuna sau chiar poți avea rezultate nu tocmai frumoase de colorare. De ce am nevoie de 1-2 zile? Păi am nevoie de 1-2 zile pentru că am acest strat de protecție la nivelul pielii capului. În același timp, un lucru foarte important, produsele de colorare, să știți că real au evoluat foarte mult. Există produse fără amoniac care nici nu simți că le-ai pus pe pielea capului. Nu creează absolut nicio senzație. Chiar au evoluat, adică s-a mai schimbat. De asta mitul nu mai este atât de actual așa cum era, nu știu, acum ceva timp, când poate într-adevăr te ustura de nu aveai aer și era bine să fie totul lăsat acolo la rădăcină. Fac aici o mică paranteză, dacă părul vostru a fost încărcat cu fixativ, cu produse de styling, cu produse de îngrijire, cu creme peste creme și așa mai departe și vreți să-l vopsiți, spălați-l înainte. Este ca și cum v-ați face un tratament cosmetic peste make-up. Da? Întâi cureți și după aceea începi să-ți faci lucrurile respective. Da? Întâi îți pregătești părul și după aceea te apuci să faci șuvițe. Întâi îți pregătești părul și după aceea te apuci să îl decolorezi. Întâi îți pregătești părul și după aceea îl nuanțezi. Sunt foarte multe dintre voi care vor să-și facă nuanțări peste blonduri. Dacă părul nu este îngrijit înainte, dacă fibra capilară nu este pregătită, dacă nu ai deschis un pic cuticula, dacă nu ai hidratat, dacă nu ai făcut nu este uniform, nu este bine, nu este frumos. Deci îngrijirea este o etapă firească și înainte să colorezi părul. Repet, 1-2 zile puteți fără niciun fel de problemă să stați, dar dacă ați abuzat de produse sau dacă aveți un exces foarte mare de sebum, atunci sfatul meu este să curățați și după aceea să vopsiți. Bun, sper că v-am lămurit cu vopsirea și cu sebumul și cu spălatul pe cap. Și apropo, după ce ați colorat părul, este foarte important ce urmează. Adaptați-vă rutina de îngrijire la noile nevoi ale părului vostru. Până data viitoare, scrieți-ne aici și nu uitați, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!